După ce au fost fabricate 30 de milioane de pastile de iodură de potasiu în regim de urgență, acum Ministerul Sănătății anunță că nu mai distribuie populației pastilele. Motivul este că medicii de familie au refuzat să împartă pilulele. Secretarul de stat în Ministerul Sănătății, Tiberius Marius Brădățan, a declarat că pastilele cu iodură de potasiu rămân la direcțiile de sănătate publică și vor fi distribuite doar în caz de urgență. Nu vor fi distribuite persoanelor care putea fi afectate decât în contextul în care va fi nevoie lucruri pe care nu și-l dorește nimeni, adică să avem un accident nuclear sau o astfel de situație care să impună administrarea de iod tuturor cetățenilor. În luna martie, românii au epuizat stocul de comprimate cu iod din farmacii, de teama unui eventual incident nuclear. Ministerul Sănătății a refăcut stocul cu aproximativ 30 de milioane de pastile, ca mai apoi să fie distribuite cetățenilor prin intermediul medicilor de familie. Medicii nu au fost de acord cu această propunere, deoarece acest lucru ducea la blocarea acordării altor servicii în cabinete. Astfel, oficialii au amânat distribuirea pe fondul lipsei unei campanii de informare, ca mai apoi să se stopeze tot procesul. Potrivit Ministerului Sănătății, pilulele trebuie administrate în decurs de 4-6 ore de la expunere de către persoanele până în 40 de ani. Acest lucru ar împiedica absorpția radiațiilor cu până la 50%.